Hei, salut, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vreau să continui despre ideea de susținere emoțională, pentru că am fost certat. Și nu, nu îmi cer scuze pentru faptul că deranjez feng shui acestei industrii de făcut bani din lipsa de informație a oamenilor, ci încerc să pun lucrurile la locul lor, cu informații foarte clare, care pot fi verificate în literatura de specialitate, și aici mă refer la literatura psihologică, pentru că din punctul meu de vedere să scoți emoțiile din funcționalitatea umană și să le dai un caracter de sine stătător se numește escrocherie și bagiocură, de ce nu? Însă deloc întâmplător am fost certat de persoane care nu au o pregătire psihologică, deci asta este în regulă. Dar nu despre asta vreau să vorbesc, ci vreau să vorbesc despre faptul că această susținere emoțională cu care stă în gură foarte multă lume, este de fapt un proces cât se poate de cognitiv și comportamental. Asta înseamnă gânduri și comportamente, pentru că ghici ce? Emoțiile se află fix între ele. Și pentru a verifica, vă ofer un instrument foarte simplu din CBT, din cognitiv comportamental, care se numește SORC. El are două litere C la final, dar eu mă voi opri la prima. S înseamnă stimul, o înseamnă organic, și aici intră gândurile, emoțiile și sentimentele, și uh, R înseamnă răspuns, iar primul C, prima literă C, înseamnă consecințe, și toate astea formează alături de contingențe. Ăsta este al doilea C, dar noi ne referim la el astăzi, uh, comportamentul uman, ca să ne dăm seama cam pe unde stau emoțiile astea uh, care sunt la modă. Drept urmare, în momentul în care vrei să susții pe cineva, să știi că asta nu este cuținut în brațe. Nu este cuținut în brațe. Și uite, vă dau niște chestii ale oamenilor de la Berkeley ca să nu mă luați pe mine că vezi, Doamne, eu am venit de pe gârlă și uh, inventez lucruri. Nu. Știți care este primul lucru pe care poți să-l faci în momentul în care vrei să susții o persoană din punct de vedere emoțional? Să-l întrebi ce poți să faci pentru el. Să-l întrebi ce nevoie ai de are de la tine. Pentru că el poate vrea să ventileze, poate că el vrea să fie ascultat și înțeles și asta îl face să se simtă mai bine, poate că el vrea un feedback, poate că el vrea să-l ajut să rezolve o problemă, poate că el vrea, știu și eu, să îl scoți din starea lui și să vorbiți despre altceva astfel încât să-și schimbe starea la rândul lui. Este un proces absolut cognitiv ăsta. Să pui întrebări, da? Și este foarte important pentru că aici se rupe de foarte multe ori procesul, deoarece cele mai multe persoane au senzația că ele știu ce nevoie are cealaltă persoană. Și asta este o eroare fundamentală și mai degrabă face rău decât bine. Mergem mai departe. Să te conectezi și să asculti. Ascultarea este din nou un proces cognitiv. O persoană care se simte conectată cu o altă persoană, mai ales atunci când se află într-o criză, și înțeleasă, da, și ascultată, se va simți mai bine pentru că nu se va mai simți singură și se va simți cumva împreună cu cineva. Și asta este foarte important, procesul de ascultare. Și, în sfârșit, procesul de validare. Adică, persoana cealaltă să știe că tu ești alături, indiferent de nevoia pe care o are. Da? Iar chestia asta o face deja să se descurce mai bine cu criza și să se simtă mai bine Deci după cum vedeți această idee de susținere emoțională Este cât se poate de cognitiv comportamentală Și vă rog din suflet Nu mai scoateți emoțiile din contextul funcționalității umane Avem stimul Cineva m-a înjurat Avem organic Îmi trece un gând Asta îmi dă niște senzații în corp Avem un răspuns Pumana pe bâtă îi dau un cap sau pur și simplu îl ignor și avem consecințe care pot fi pozitive sau negative în funcție de modul în care interpretăm stimulul. Despre asta este vorba, nu mai ascultați tot felul de buhuhiști de pe net care nu au trecut pe la școală și nu prea știu cum arată comportamentul uman. Pa.